Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem în direct pentru a 427.000-a oară, așadar îl avem pe Viorel, care susține că după perioada aceasta de Valentine's Day i-a scris o poezie vulpiței foarte frumoasă, așadar hai să-l auzim pe Viorel. Da, doamna mea, el am scris o poezie că eu sunt romantic. Sunt închiși. Ne-am cunoscut la noi în sat, tu erai bată, eu eram bat, tu tânără cu păr balan, eu mai bătrân și prost alan. Să te convin nu mi-a fost greu, cât s-a plăcut dintile meu. Și ne-am iubit o leacă în șură, cât ți-am promis iar băutură. Și după și noi ne-am iubit, ca proștii ne-am căsătorit. Ne-a fost mai greu ca să trăim, dar nici n-am vrut ca să muncim. Și apoi, cum era și normal, am stat pe ajutor social. Și după ce ai rămas borțoasă, am stat la mămica în casă. Dar cu vreo lună și ceva, te-ai săturat la mea, fiindcă ai mers să cumperi suc și ai găsit la altul cuc. Și aici noi ne-am prezentat și ai zis că el te-a violat. Dar când ai zis că a fost viol, te-ai dat cam singur de gol, că ai apărut pe o filmare că i-arătai țâțele tale. Și atunci eu am sesizat că tu-i cam știi pități din sat. Și nu numai în sat te oprești, mergi în Cârjan, mergi și în Blejești. Și aici la acces direct o insista pe subiect, că s-o uita la noi un pic și o zis, bă, proștii chiar prind la public. Și de atunci fii ce-o fi, ne-o chemat în fiecare zi. Când audiența scade ușor, mai inventăm încă un viol. Când ție să duci mai nasol, mai chemăm și un violator. Și la rating făcut minuni și detectorul de minciuni. Și apoi, pinaș l-am implicat, că și el te-ar fi violat. Deci, practic, nu mai e om în sat cu care nu te-ai îmbârligat. Și Marian, care-i din Vaslui, o zis că ar fi copchilul lui. Că înfrizează fata mea să-i facă testul ADN. Dar eu i-am zis, băi, ești tâmpit, că s-a amânat cu mine leit. Când s-a născut, îți spun cinstit că aveți și un dinte de argint. Și de o lună și ceva sunt invedet în pana mea. Să uită fix toată țara cum stăm aici pe canapea și ne certăm cu mama mea, care acasă nu ni vrea. Dar nici eu nu vreau la Blejești, vreau să rămân la București. Fiindcă aici e frumos, ăștia au parchet, nu luat pe jos. Deci fă vulpiță, fă cumva, mai jartă titu cu mama. Că dacă nu mai e scandal, ni trimit ăștia acasă iar. Și acolo ne așteaptă doar o viață tristă și banală. Că na, nimic nu se compară cu dragostea noastră rurală. Gata, e bun, doamna mea, Ela. Am ști bun poezia pe care mi-a dat-o voi?